Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vorbim despre oarecum un top 5 laptopuri pe care eu personal le-aș cumpăra dacă aș avea strict doar acei bani. Laptopurile se găsesc între aproximativ 1700 de lei și 3800 de lei. De ce așa mare diferența? Păi pentru că nu e ca la telefon, e ca să vezi o diferență simțitor mai mare între acestea, trebuie să pui simțitor mai mulți bani la laptopuri, din păcate. Întâi de toate, totuși vreau să menționez că toate laptopurile vin cu ecran de 15,6 inch Full HD de 60 de Hz și fără sistem de operare. Primul laptop, după cum ați putut observa, este laptopul Lenovo IdeaPad, numele complet îl vedeți și dumneavoastră. Are procesorul Ryzen 3250U cu 2 nuclee fizice și 4 virtuale. 8 GB RAM, maximul suportat fiind 12 GB, iar ca chip grafic e un Vega 3. O să puteți face task-uri obișnuite de genul browsing, YouTube, Netflix, Office fără nicio problemă. Pe lângă asta va rula chiar și unele jocuri de genul FIFA, CSGO, LOL, Dota și așa mai departe, probabil cu unele drop frame-uri ocazionale, însă va fi jucabil. Oricum la 1750 de lei eu zic că e mai mult decât suficient. Următorul ar fi un Acer, numele complet îl vedeți și dumneavoastră. Acesta are un Ryzen 3500U cu 4 nuclee fizice și 8 nuclee virtuale, deci dublu față de cel dinainte. Tot 8 GB RAM, însă cu suport maxim de 16 GB, dar și 512 GB memorie internă, tot pe SSD. Acesta, după cum am spus și mai înainte, are un procesor mult mai bun, o placă video integrată ceva mai bună, Vega 8 fiind aceasta, și memorie internă mai multă. Însă dacă 256 de GB vă ajung, la 2000 de lei găsiți o configurație identică, însă cu 256 de GB. Să revenim. Practic, pe acesta deja puteți să rulați și jocuri mai pretențioase de genul Battlefield 1, Assassin's Creed Origin sau altele, dar în HD și cel mai probabil pe low și nu la peste 60 de FPS-uri, din păcate, dar va fi jucabil. Jocurile menționate la primul laptop vor rula mai stabil și pe setări ceva mai ridicate. La 2100 de lei mi se pare că oferă destul de multe. Următorul laptop ar fi un model de la Asus. De această dată procesorul este un Ryzen 3700U, pe hârtie aproape identic cu 3500U, însă cu frecvențe puțin mai ridicate și un chip grafic o idee mai bun, pe nume Vega 10. Marea diferență acestui laptop este că vine cu 16 GB RAM, iar acest lucru se va simți în gaming printr-o stabilitate mai bună, deoarece unele jocuri recomandă să avem 16 GB RAM. Pe lângă asta, placa video integrată își va lua memorie direct din memoria RAM, deci undeva la 2 GB RAM, nu o să fie disponibil pe aceste 3 modele prezentate până acum, pentru că o să folosească placa video integrată. Totuși e cam aceeași poveste cu laptopul dinainte. Nu o să vă puteți juca ultimele jocuri apărute în Full HD, tot doar în HD o să vă puteți juca și pe setări mai mici. Însă legat de browsing, office și alte task-uri mai ușoare, se va descurca fără probleme chiar mai bine, pentru că avem mai mult RAM, deci o să puteți avea mai multe taburi deschise în browser, mai multe office-uri deschise și așa mai departe. O să ziceți: păi Romane, tu numai laptopuri AMD ai pus, mă, ce treabă e asta? Am un răspuns scurt și la obiect. Bine, nu chiar foarte scurt, dar totuși. Placa video integrată de pe Intel e mult mai slabă decât cea integrată de pe AMD Ryzen. Punct. Nu am găsit laptopuri cu placă video dedicată în acești bani care să depășească aceste plăci video Vega. Vega 3, Vega 8 și Vega 10. Probabil, la 2400 de lei, un procesor Intel cu o placă video dedicată MX210-230, însă performanțele vor fi cam pe acolo, dacă nu chiar puțin sub această Vega 10. Următorul ar fi tot un Asus, însă din seria TUF. Acesta este un laptop veritabil de gaming, după cum puteți vedea și dumneavoastră. Specificațiile fiind următoarele: procesor AMD Ryzen 5 3550H, 8 GB RAM, 512 GB memorie internă pe SSD și marea diferență, pentru că până aici e oarecum asemănător, marea diferență este făcută de placa video, care este un GTX 1650. Într-adevăr, e și cu 500 de lei mai scump decât celălalt, 800 de lei mai scump decât al doilea și cu 1000 și ceva de lei mai scump decât primul, dar acesta se va descurca mult mai bine în gaming. Totuși, în rest, diferențe nu veți vedea. Deci diferențe nu veți vedea între acesta și celălalt dinainte. Între acesta și primul prezentat o să vedeți în orice diferențe, în orice veți face. Să revenim. Pe acest laptop veți putea juca orice joc în Full HD pe setări medii. Jocuri gen FIFA, CSGO, LOL, Dota vor merge pe setări maxime la 100 de FPS-uri lejer. La 2900 de lei nu prea văd să aibă un rival, nu am găsit ceva mai bun.
am găsit cu procesor Intel, însă cu GTX 1050 de 3 GB, mult mai slabă performanța per total. Ultimul laptop ar fi un HP din seria Pavilion, după cum vedeți și dumneavoastră. Cel mai bine căutați direct după acest cod și vă duce direct la acest laptop, la fel și la celelalte. Acesta vine cu o placă video mai bună, în rest fiind aproximativ identic cu tuful dinainte. Acesta va rula orice joc în Full HD pe setări High Ultra la peste 60 de FPS-uri, mulțumită lui GTX 1660 Ti. Pe lângă asta, după cum vedem aici, până în 16 iunie mai vine și cu un mouse și un mousepad cadou, dar nu vă așteptați la nu știu ce, sunt niște produse de office mai mult, așa că nu le prea văd rostul. Acesta este și cel mai versatil la porturi, venind inclusiv cu un USB tip C. În rest, are exact aceleași porturi ca și cele dinainte, adică USB-uri de tip A, un HDMI și portul pentru căști. La 3800 de lei e un laptop foarte bun din punctul meu de vedere. Totuși, stocarea este de doar 256 de giga, dar puteți să-i mai adăugați un SSD sau un hard disk, un SSD pe SATA, mă refer, fără nicio problemă, dacă aveți nevoie de mai multă memorie. Din nou o să ziceți, bă, dar numai AMD îți place, mă! Un Intel, nimic, mă, nimic. Răspunsul ar fi că am vrut să pun cele mai bune laptopuri ca și preț per performanță. Adică dacă sunteți dispuși să mai puneți ceva bani și la aceste ultime două laptopuri, ați putea avea variantă cu Intel. Adică la 3000-3100 de lei, de exemplu, puteți lua un laptop identic cu acel tuf, însă cu un procesor, evident, i5-9300H, sau la vreo 3900 de lei, un laptop identic cu acesta, însă cu un procesor evident de la Intel. Dar, un mare dar, diferența de performanță va fi 0, poate una, două FPS-uri pe care mai mult ca sigur nu o să le sesizați. Păi, eu sper că v-a plăcut, că v-am ajutat. Nu uitați de un like, un share și o abonare, plus clopoțel, cel mai important. Eu am fost Roman, toate cele bune!